La forumul primarilor desfășurat în weekendul trecut sub egida președintei Maia Sandu, echipa Newsmaker a încercat să obțină perspectivele edililor din întreaga țară cu privire la proiectul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Credem că este lucru foarte bun. Deci n-aș putea să răspund direct. Moje мнение, я выступаю против этого. Are și plus, are și minus. Unii edili au fost de acord cu proiectul înaintat de guvern și susținut de șefa statului Maia Sandu. E o idee foarte bună, cu toate că consecințele dor un pic, dar e imposibil să meargă o țară așa mică, cu așa număr mare de funcționari, de primari. Credem că este lucru foarte bun. De atâta, duși înspre Uniunea Europeană, care noi trebuie să ajungem pe la nivelul european, să trăim ca într-o familie europeană. Părerea mea că este necesară, pentru că împreună localitățile mai mari pot beneficia de finanțări mult mai mari. Cred că este o măsură viabilă, necesară, dar iarăși din nou depinde foarte mult de voința localnicilor și de voința autorităților publice locale. Eu văd că în anii 2027, atunci la alegerile următoare, eu cred că ar fi normal și real ca prima ce ar fi făcută în reformă administrativă ar fi lichidarea consiliilor raionale, fiindcă doar sunt niște forme austere. Așa le văd eu, asta este părerea mea, dar le văd așa, fiindcă nu este niciun impact economic asupra dezvoltării raionului. Iar alți edili și-au exprimat dezacordul față de procesul de amalgamare. Moje мнение, я выступаю против этого, потому что это шаг назад для сел, особенно для маленьких сел. Одному примару, который будет отвечать за несколько сел, очень тяжело будет следить и понимать, чувствовать пульс населения в каком-то конкретном маленьком населенном пункте. În același timp, unii aleși locali au pus problema pe imposibilitatea de alipire a localităților din imediata vecinătate, întrucât sunt la periferia raionului sau că nu există o finalitate în ceea ce privește procesul de amalgamare. Presupun că la Bașcalia nu se primește, din considerentul că cerința la amalgamare trebuie să fie în vecinătate cu localitățile care din raion. În cazul Bașcăliei, noi avem Atău-Găgăuzia, da? Adică unde nu putem face amalgamare și asta este o problemă. Sperăm ceva la bine, dar nu se vede încă finalitățile acestor amalgamări. Astfel, prin legea cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale, proiect aprobat de guvern în luna mai curent, localitățile din Republica Moldova vor putea deveni mai dezvoltate, mai populate și mai prospere. Această lege stabilește modalități de sprijin financiar pentru comunitățile care optează pentru amalgamare, inclusiv alocări din bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii, suplinirea bugetelor locale timp de 7 ani și acordarea de stimulente financiare. Potrivit legii, procesul de amalgamare voluntară va fi aprobat prin votul majorității consilierilor locali. De asemenea, se impune un prag minim de 3.000 de locuitori prin populația unității administrativ-teritoriale amalgamate. 6 preoți au fost eliberați din funcție de către Mitropolia Moldovei în legătură cu ieșirea ilegală și necanonică din Eparhia Chișinăului a Bisericii Ortodoxe a Moldovei și trecerea de la Mitropolia Basarabiei. Conform comunicatului Eparhiei, clerici au fost opriți de a oficia cele sfinte, iar aceștia sunt parohul Petru Storoja, preoții Radu Storoja, Eugen Maznic și Marcel Rotari, toți fiind clericii Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Chișinău. De asemenea, parohul Maxim Meli și preotul Vasile Manica, clericii Bisericii Acoperământul Maicii Domnului din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, au fost destituiți din funcție de către Mitropolia Moldovei. O decizie definitivă cu privire la acțiunile anticanonice întreprinse de acești clerici va fi adoptată de către Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, marcând astfel un angajament al bisericii de a păstra integritatea și disciplina canonică. Anterior, ambele biserici au trecut în componența Mitropoliei Basarabiei. Din același motiv, la sfârșitul lunii octombrie, Mitropolia Moldovei i-a lipsit de a oficia slujbe și i-a eliberat din funcție pe alți 6 slujitori ai bisericii. Nu au fost identificate pericole pentru școli, cel puțin așa asigură autoritățile. Astăzi, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a blocat un canal anonim de Telegram cu amenințări și avertismente cu privire la pregătirea de atentate la adresa instituțiilor de învățământ din Chișinău. În cadrul Ministerului s-a subliniat că procesul educațional continuă în regim normal. Autoritățile statului s-au autosesizat și au blocat canalul respectiv, care avea scopul de a destabiliza situația și de a crea panică în societate. Riscurile de securitate nu s-au confirmat. Organele competente continuă să elucideze cazul, se arată în comunicat. Pe 7 decembrie, într-unul dintre canalele anonime de Telegram au apărut mesaje cu amenințări la adresa școlilor din Chișinău și avertismente cu privire la atentate iminente. În acel canal au fost postate și fotografii ale unor persoane cu arme. Poliția și Serviciul de Informații și Securitate s-au implicat rapid în anchetarea incidentului. SIS califică aceste acțiuni drept un atac hibrid, menit să creeze panică în societate. Menționăm că fotografiile și materialele distribuite în spațiul informațional nu sunt actuale și au fost preluate de pe rețele de socializare rusești, se arată în comunicat. Oamenii legii au emis un apel la menținerea calmului și vigilenței, subliniind angajamentul lor în desfășurarea unei investigații amănunțite pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în aceste acțiuni. Capitala îmbracă straie de sărbătoare. Astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale, au început lucrările de montare a celui mai important pom de Crăciun al țării. Plin de optimism, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dezvăluit planurile ce vizează înfrumusețarea orașului în această perioadă festivă. A început amenajarea bradului, dar și a întregii zone unde va fi târgul de Crăciun. Depunem tot efortul ca pe data de 23 decembrie să reușim să dăm startul sărbătorilor de iarnă, când vor fi aprinse luminițele pe brad și toate decorațiunile din toate sectoarele ale capitalei. Primarul Capitalei a amintit că pe 23 decembrie va avea loc un concert cu ocazia deschiderii Târgului de Crăciun. Pe scenă vor urca artiști precum Neli Ciobanu, Cornelia Ștefăneț, Natalia Gordienco și formația Brio Sonores, iar invitatul special va fi cântărețul și actorul român Ștefan Bănică Junior. Chiar dacă orașul încă nu a fost iluminat de decorațiunile de Crăciun și nu a intrat încă în atmosfera specifică sărbătorilor, echipa noastră a întrebat locuitorii Chișinăului dacă se bucură de apropierea sărbătorilor ce ne bat la ușă. У вас новогоднее настроение? Город начал? Пока что нет. Нет. Да? Чувака нет, не появилось. А почему? Ёлочки нет. Я вам не отвечу на этот вопрос, к сожалению, потому что Новый год, он каждый день. Утром вы проснулись, у вас Новый год. Новогоднее настроение? Есть, конечно. Rezistent ca o stâncă, dar delicat ca sticla. Recent s-a inaugurat în inima capitalei prima expoziție de porțelan chinezesc, adusă de la celebrul Muzeu al Cuptoarelor Jizu din China. Cu o istorie de peste 1200 de ani, cuptoarele Jizu au transmis tehnicile lor despre fabricarea porțelanului de-a lungul timpului. Aceste expoziții nu sunt doar simple prezentări de obiecte decorative, ci aduc în prim plan autenticitatea unor piese de uz casnic. Fiecare obiect nu doar că poartă o valoare culturală semnificativă, ci are o utilitate practică în viața de zi cu zi. Este prima oară când Muzeul Cuptoarelor Jizu oferă o expoziție specială în afara granițelor țării, iar din acest motiv meșteșugarii chinezi au creat cu grijă ulcioare speciale destinate servirii vinului. Cei pasionați de artă au ocazia să admire aceste capodopere la Muzeul Național de Arte al Moldovei. Эта выставка очень важна для нашего музея как межкультурный обмен. Она является результатом коллаборации с китайским посольством. И такие выставки – это довольно редкое явление и оттого более ценное. Все-таки чаще у нас выставки, например, из Румынии, да, где культурный обмен идет вовсю. С такими странами, как Китай и Япония, реже, но есть. Muzeograful afirmă că porțelanul reprezintă o componentă importantă atât în cultura moldovenească cât și în cea chineză, dar cu particularități distincte. Potrivit Mariei, obiectele din lut ars sunt o parte semnificativă a meșteșugăritului. Благодаря таким выставкам можно провести сравнение, да, что и там керамика, но насколько это по-разному выглядит. И важно еще уточнить, что это выставка именно практичной керамики, да, утилитарной, то есть не декоративной, а именно используемой в быту. Чайные наборы, кувшины для вина, тарелки. Можно сравнивать, насколько они отличаются в плане декора, символики, культуры. Есть и общие черты, но и довольно много разных. În cadrul expoziției, vizitatorii pot admira și obiecte de faianță, pentru fabricarea cărora se folosesc aceleași materiale ca și pentru producția de porțelan. Cultura moldovenească este strâns legată de arta olăritului, iar pe teritoriul țării au fost descoperite vase de ceramică și figurine create aproximativ cu 3000 de ani înainte de era noastră. Expoziția la Muzeul de Arte al Moldovei va fi deschisă până pe 10 ianuarie 2024. Discuții scurte cu rezultat necunoscut. Ieri, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orbán în timpul ceremoniei de investire a noului președinte al Argentinei. Conform publicației ucrainene Evropeiska Pravda, Zelensky și Orbán au purtat discuții în loja oaspeților din Parlamentul argentinian. Autoritățile ambelor țări nu au dezvăluit detalii despre ce au discutat cei doi. Despre întâlnire însă s-a aflat datorită faptului că a fost inclusă în transmisia pe canalul de YouTube al Senatului argentinian. Ulterior, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Ungariei, Bertalan Havasi, a declarat că politicienii au discutat despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și că Viktor Orbán i-a spus lui Volodymyr Zelensky că statele membre ale Uniunii Europene examinează constant această chestiune. În luna noiembrie, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European să înceapă negocierile privind aderarea Moldovei și Ucrainei la UE. În ceea ce privește decizia finală, necesită a fi luată la summitul liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, care va avea loc pe 14 și 15 decembrie la Bruxelles. Pentru a iniția procesul, este necesară aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de țări membre. Cu toate acestea, Ungaria se opune începerii negocierilor cu privire la Ucraina. Potrivit Reuters, citând surse proprii, a informat că Uniunea Europeană ar putea amâna luarea deciziei până în martie 2024.